Locuitorii de pe o stradă din municipiul Botoșani ar putea ajunge în situația de a nu mai avea acces în locuință, după ce calea de acces a fost revendicată și a devenit proprietate privată. Este vorba de strada veteranilor, care a devenit proprietatea unei persoane fizice care a cerut municipalității certificate de urbanism pentru construcția unui gard. Acum, administrația locală trebuie să găsească soluții pentru ca strada să nu fie blocată. Două variante sunt: expropriere pentru interes public sau o înțelegere cu proprietarul și achiziția terenului de care avem nevoie pentru a constitui strada veteranilor cu intrare din Manolești și ieșire în Pacea Ocolitor. Acest teren este în proprietate privată de foarte mult timp și de-a lungul timpului primăria a plătit chiar chirie pentru acest teren în anii trecuți. Am refuzat să mai plătim chirie pentru acest teren. Încercăm să negociem cu persoana care deține acest teren. Dacă nu ajungem la niciun numitor comun, vom merge cu acțiune în instanță pentru expropriere. Între 30 și 90 de euro sunt valorile. Noi avem 30 de euro, dumnealui are aproximativ 90 de euro. Pe metru pătrați. Pe metru pătrat. 1000 de metri pătrați. Ar putea să ajungeți într-un blocaj, adică chiar să pierdeți acces în zonă? Cu siguranță se poate ajunge aici. De aceea în trecut s-a plătit această chirie pentru a fi strada deschisă. Locuitorii din zonă cer autorităților să se implice pentru rezolvarea problemei, mai ales că aceasta trenează de mai mulți ani. Păi eu fost cu scandal aici, când o venit el, bine, sunt câțiva ani de atunci, o venit el și a închis drumul, o făcut zi de acolo, lumea, bineînțeles, că a avut nevoie de cale de acces și a fost scandal atunci, nu știu, după aceea. Și apoi eu mai venit, o mai fost pe aici și băi, măsurat, că nu ieșea, că ieșea prea mult, nu mă știu. Văd că deocamdată acum nici nu se asfaltează, o canalizare nu putem face pe aici. Stăm așa, alții de la primărie spune că îi dă bani în continuu, 200 de milioane vechi pe an ca să nu închide drumul, alții spune că nu îi mai dă, Dumnezeu știe. Primăria a făcut o evaluare a terenului, iar un metru pătrat de teren în zonă este evaluat la 30 de euro. În schimb, proprietarul a făcut și el o evaluare și cere de 3 ori mai mult, adică 90 de euro pe metru pătrat. Pentru a ajunge la un compromis, o comisie din primărie va începe o negociere cu deținătorul celor 1000 de metri pătrați.